master's then. There is no facilitation. No. Yeah, you can. I should start. Okay. Oh, I thought there was. Okay. Bună dimineața tuturor și vă mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației noastre pentru a vă afla împreună cu noi la un eveniment atât de important. În primul rând, vreau să salut prietenii noștri, deci doamna Milena Gârbic, reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății în Moldova, deci Maha Damaș, reprezentantul UNICEF în Republica Moldova și de asemenea domnul John Riordan, care este șeful interimar a misiunii USAID în Moldova. Astăzi, aici, împreună, vom participa la livrarea a unui lot de laptopuri, de computere, pentru instituțiile medicale din Republica Moldova, în special pentru medicina primară, și o parte din ele vor merge și la centrele de sănătate publică. Mulțumim foarte mult Agenției pentru Dezvoltare a Statelor Unite ale Americii pentru donarea a $1,000,000 care a făcut posibilă această procurare. De asemenea, mulțumesc Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF pentru faptul că dumnealor au executat aceste proceduri de procurare și de livrare și ne-au făcut nouă viața mai simplă și ei o fac mult mai rapid. Aceste computere vor merge în instituțiile din țară pentru ca să faciliteze utilizarea sistemelor informaționale. În medicina primară există deja un sistem informațional care, din păcate, recunoaștem că este utilizat mult prea puțin. De asemenea, am dezvoltat și cunoașteți, la sfârșitul anului trecut, am aprobat prin hotărâre de guvern utilizarea sistemului și regulamentul pentru utilizarea sistemului informațional de supraveghere a bolilor transmisibile și a tuturor evenimentelor de sănătate publică. Mai mult decât atât, instituțiile internaționale vor veni cu un curs de instruire pentru medicii de familie, în special în zonele rurale, deoarece cunoaștem că abilitățile lor sunt probabil insuficiente pentru a utiliza aceste sisteme. Toate aceste donații vin în legătură cu faptul că trebuie să supraveghem cât mai bine toate maladiile care sunt contagioase, sunt periculoase. Probabil la sfârșit veți avea întrebări colegii ziariști la acest subiect. Experiența din pandemie ne-a învățat multe lecții. Trebuie să ne vaccinăm, trebuie să ducem monitorizarea tuturor acestor evenimente, începând cu medicul de familie și terminând cu epidemiologii din Serviciul de Sănătate Publică. Vreau să vă comunic că aceste echipamente vor merge majoritar și în zonele rurale, în satele noastre. Au primit echipamente absolut toate instituțiile de medicină primară, raionale și centrele de sănătate publică, de asemenea municipale și centrele deci republicane, aici mă refer la Agenția Națională de Sănătate Publică. Aceasta o declar în contextul faptului că Ministerul Sănătății nici de cum nu investește în alte instituții decât republicane. Noi vom continua să investim în instituțiile municipale și în instituțiile raionale, deoarece ele deservesc cetățenii Republicii Moldova. Cu această ocazie vreau să ofer cuvântul următorilor vorbitori și să-mi exprim atât recunoștința mea personală, recunoștința Ministerului, echipei Ministerului Sănătății, a tuturor cetățenilor Republicii Moldova, pentru faptul că astăzi, încet, încet, sistemul de sănătate se modernizează și vom activa și începem să activăm așa cum se întâmplă în instituțiile medicale de peste hotare. Trebuie să aducem standardele și la noi acasă. Și acesta este un pas foarte important. Utilizarea sistemelor informaționale este un pas foarte important pentru a deveni mai moderni. Vă mulțumesc foarte mult!
Thank you, Minister Nemarenko. La mulți ani, bună dimineața. I want to thank the Minister, Director Jemelish, our UNICEF colleagues and WHO partners. They're key to this, obviously, and all of our esteemed colleagues that are here today. I'm very pleased to join you. Bună dimineața tuturor, domnul ministru Nemirenko, domnule director Jelamski, dragi colegi de la UNICEF și OMS, care sunt partenerii noștri cheie, dragi colegi, mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici cu dumneavoastră. USAID is proud to have provided over $7.5 million to WHO, UNICEF, and other international partners to help Moldova respond to the COVID-19 pandemic and get life-saving vaccines against COVID-19 into arms. USAID este mândră că a putut oferi peste 7,5 milioane de dolari care au mers către OMS și UNICEF și alți parteneri internaționali pentru a ajuta Republica Moldova în răspunsul față de pandemia de COVID-19 și pentru a oferi cât mai multe vaccinuri populației din Republica Moldova. In Moldova, USAID's COVID-19 emergency response funding has supported UNICEF to work with the government on pandemic response planning, provide infectious prevention and control efforts to underserved communities, and roll out communications about how to protect yourself and others from the severe consequences of COVID-19. În Republica Moldova, USAID și fondurile sale de a sprijini reacția la pandemia de COVID a sprijinit acțiunile UNICEF împreună cu Guvernul Republicii Moldova pentru a planifica reacția la pandemie, a oferi prevenție contra infectării și a gestiona eforturile în cadrul comunităților subreprezentate. De asemenea, a fost oferită informare despre cum oamenii se pot proteja de consecințele grave ale COVID-19. USAID has also supported the World Health Organization's work on national coordination activities, strengthening surveillance and information systems, and improving laboratory capabilities to scale up testing and training healthcare workers on COVID-19 case management. De asemenea, USAID a colaborat cu OMS pentru a coordona activitățile pe plan național, a consolida sistemele de supraveghere și informare, a îmbunătăți capacitățile de testare a laboratoarelor din țară, cât și a instrui lucrătorii din domeniul medical despre cum să gestioneze cazurile de COVID-19. Our assistance has helped build the capacity of healthcare workers on proper care for patients with COVID-19 and safe delivery of COVID-19 vaccines. Asistența noastră a ajutat la consolidarea capacităților angajaților din sistemul medical despre cum să aibă grijă în mod corect de pacienții cu COVID-19 și să ofere acele vaccinuri care sunt salvatoare de vieți. It has also helped procure needed equipment for the vaccine cold chain and funded community engagement activities to give people the information they need to decide to get vaccinated or boosted with COVID-19 vaccines. De asemenea, a fost oferită asistență la procurarea echipamentului necesar pentru lanțurile frigorifice de vaccinare și pentru a finanța activități de implicare a comunității pentru a oferi informațiile necesare ca oamenii să poată decide dacă să își facă vaccinul sau boosterul contra COVID-19. Today's delivery of equipment is part of USAID's effort to increase access to and use Moldova's immunization information system to track COVID-19 vaccinations and routine immunizations. Donația de astăzi acestui echipament de laptopuri și alt echipament auxiliar face parte din eforturile USAID de a spori accesul și de a utiliza sistemul informațional cu privire la imunizare pentru a putea urmări procesul de vaccinare contra COVID și contra altor boli. We are happy to support the goal of getting 100% of vaccination points in Moldova connected to the health and immunization systems. This delivery of IT equipment is a critical step towards that goal.
Suntem bucuroși să susținem obiectivul de a conecta 100% punctele de vaccinare din Republica Moldova la sistemul informațional cu privire la sănătate și imunizare. Oferirea acestui echipament IT este un pas esențial în atingerea acestui obiectiv. These computers will allow the nurses to give vaccines to immediately register them in a system that allows them, as well as regional and national health authorities, real-time access to vaccination data. Aceste computere vor permite asistenților medicali de a oferi vaccinuri și să le înregistreze imediat în acest sistem care lucrează la nivel regional și național, astfel ca autoritățile din domeniul sănătății să aibă acces în timp real la toate informațiile cu privire la vaccinare. This is very important because better access to vaccination data will help the government and healthcare workers to better target efforts to get people who are at the highest risk of getting severely ill or dying from COVID-19 these life-saving vaccines and booster doses. It will also help identify populations eligible or due for other critical vaccines and routine immunizations against deadly but preventable diseases. Este important să susținem acest obiectiv pentru că un mai bun acces la vaccinare și la aceste informații va ajuta guvernul și lucrătorii din domeniul medical să aibă eforturi vizate pentru a ajuta populația ca să se vaccineze contra COVID-19 sau altor boli care sunt periculoase, dar care se pot preveni prin intermediul vaccinurilor. Menea va fi identificată acea populație care este eligibilă pentru a obține vaccinuri esențiale contra unor boli care pot fi prevenite. This is all the more important as new variants of COVID-19 continue to emerge and rates continue to rise around the world. Și asta devine din ce în ce mai important pe măsură ce apar noi versiuni ale COVID-19 în diferite părți ale lumii, iar numărul de cazuri continuă să crească. Reading the news, I think we all know that COVID-19 has not disappeared, but together we can work towards reducing its impact on the lives, families, communities and businesses and help ensure the health of the Moldovan population. Urmărind noutățile, vedem că COVID-19 nu a dispărut, dar împreună putem lucra pentru a reduce impactul său asupra vieților, familiilor, comunităților, afacerilor și să ne asigurăm că oferim servicii de sănătate de calitate populației din Republica Moldova. Mersi mult, sănătate! Bună ziua tuturor. Thank you, Minister Nemirenko, for hosting this event and this generous donation of IT equipment by the USAID in coordination with Ministry of Health and UNICEF is going to strengthen information immunization system in the Republic of Moldova. Pentru faptul că găzduiți acest eveniment. Globally, we have today vaccines that save lives and protect against more than 20 diseases. Multe s-au vorbit despre importanța vaccinării. Dați-mi voie să vă spun că la ziua de astăzi, în lume, avem vaccinuri care salvează vieți și care protejează împotriva infectării cu mai bine de 20 de maladii. And COVID-19 pandemic has reminded us about the power of vaccines, as not only they can prevent disease, they can save lives, and they can create future that is healthier, that is safer, that is more prosperous. Iar COVID-19 a fost o ocazie care ne-a reamintit despre puterea vaccinului, puterea vaccinării nu doar în contextul prevenirii unor maladii, dar și în contextul salvării vieților și în contextul în care pot să ne asigure un viitor mai sănătos, mai prosper. So to move ahead this way, we need to have strong immunization strategies and policies in countries that are supported by strong immunization information system. Iar pentru a merge înainte în acest sens, este nevoie să avem
în țări strategii și politici puternice în sensul imunizării, de asemenea și un sistem informațional puternic pentru imunizare. And this is exactly what we are seeing here today. We are seeing IT equipment that will help us not only with COVID-19 vaccination, but also with routine immunization activities. Iar asta putem să vedem cu ochii noștri astăzi aici. Este un moment în care se oferă în sensul ăsta echipament IT care va ajuta nu doar în contextul vaccinării împotriva COVID-19, dar și în contextul vaccinurilor de rutină. So it will help us gather data, evidence-based data, which we will use to develop policies and strategies. It will help us register target population. Astfel că acest sistem informațional ne va ajuta pe noi să colectăm informații bazate pe dovezi, care la rândul lor ne vor ajuta la elaborarea politicilor, strategiilor. Also real-time data about vaccination rollout, issuing vaccination certificates, monitoring safety effects and also planning and managing logistics and supplies of vaccines. De asemenea, acest sistem informațional ne ajută și la înregistrarea populației țintă, totodată la ținerea evidenței în timp real a vaccinării, a eliberării certificatelor, a eficienței în materie de siguranță și, de asemenea, va fi util în contextul logisticii și aprovizionărilor. This equipment and information immunization system will help us provide patient care. It will help us improve vaccination rate, vaccination coverage, and it will help us decrease vaccine-preventable diseases. Datorită acestui sistem informațional, vom putea să asigurăm o mai bună asistență pentru pacienți, vom putea asigura o îmbunătățire a ratei vaccinării, totodată o reducere a maladiilor care pot fi prevenite prin vaccinare. And therefore, I would like to thank our USAID colleagues, Ministry of Health and UNICEF for making this all possible. Astfel că aș vrea să mulțumesc colegilor noștri de la USAID, Ministerului Sănătății de asemenea și UNICEF pentru faptul că a făcut posibilă această donație. Mulțumesc mult! Dear esteemed partners from the Ministry of Health, doamna Alena Marenko, the National Agency for Public Health, Mr. Jelamski, USAID, Mr. John Reardon, dear Liliana, colleagues, journalists, and guests, it's a great pleasure to be with you here today. And I run the risk of repeating a lot of what you have already heard, but it bears emphasis. Dragi parteneri, dragi reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ministră, dragi reprezentanți ai ANSP, domnule Jelamski, reprezentanți ai USA, dragă Miliana, dragi oaspeți, este o plăcere să mă aflu la acest eveniment și chiar cu riscul de a repeta unele informații, sunt totuși unele lucruri care merită să fie subliniate încă o dată. We all know how big a role data plays in the modern world. Noi cu toții știm ce rol important joacă datele în ziua modernă. The pandemic has spurred interest in big data to track the spread of the virus and to plan prevention efforts. În urma pandemiei a devenit important aspectul de a ține cont de datele mari sau big data pentru a putea urmări circulația virusului și pentru a putea găsi măsuri de prevenire a răspândirii acestuia. Data helps inform the efficient use of resources to improve service delivery. And one of the most important lessons offered by this public health crisis is that information is key to designing effective interventions. Utilizarea datelor s-a dovedit a fi, sau să ne arate cât de importantă este utilizarea corespunzătoare a resurselor pentru a asigura prestarea serviciilor necesare. Totodată am văzut în criză, că într-o situație de criză, cât de importantă este eficiența datorită datelor. Since the beginning of the pandemic, UNICEF and WHO, with the support from USAID, have provided ongoing support to the Ministry of Health through procurement of essential supplies for COVID-19 infection management, strengthening cold chain systems, and training programs for medical workers and epidemiologists.
de la începutul pandemiei, UNICEF alături de OMS, de USAID, au încercat și au fost alături de Ministerul Sănătății, oferindu-i susținere în contextul achiziționării acelor echipamente sau produse care erau de importanță esențială, atât în contextul eforturilor întreprinse în privința COVID-19 și consolidării eforturilor, de asemenea instruirii personalului medical și personalului epidemiologic. Echipamentul IT oferit astăzi reprezintă o investiție suplimentară pentru modernizarea și digitalizarea sistemului de sănătate din Moldova. Folosind acest echipament, lucrătorii din domeniul sănătății vor dezvolta abilități de colectare și raportare a datelor care sunt vitale într-o lume digitală. Aceasta va atenua presiunea asupra lucrătorilor din domeniul sănătății și va îmbunătăți în cele din urme calitatea serviciilor de sănătate, inclusiv intervenții de imunizare de rutină pentru toți copiii din Moldova. Imunizarea de rutină este un subiect important pentru mine, pentru că atunci când este instanță legată de colectarea și monetizarea datelor, acest lucru ne ajută nu doar să determinăm progresul, ci și să identificăm posibilele lacune se provocare. În acest fel, putem implementa rapid o campanie sau putem adauga în alt serviciu medical pentru a proteja copiii noștri de bolile infecțioase. Apreciem eforturile Ministerului Sănătății și ale echipei Agenția Națională pentru Sănătate Publică de face față aceste situații de urgență. Și suntem recunoscători partenerilor de USAID și WHO pentru încredere iar și sprijinul lor continuu. Vă mulțumesc! Eu mulțumesc încă o dată partenerilor și aș vrea să vin cu o specificare atunci când toți spunem echipamente. Aceasta include 1205 unități, computere. Deci 1205 medici, asistenți medicali vor avea acces, iar atunci când este vorba de un laptop, deci el poate fi utilizat din mai multe locații, nu doar în oficiul medicului, ceea ce permite o mai mare libertate și mobilitate. De asemenea, am învățat lecții în perioada pandemică, atunci când nu am avut suficiente date despre vaccinare, despre îmbolnăviri, și aceasta ne oferă o supraveghere mult mai bună. Încă o dată, mulțumesc partenerilor noștri internaționali, deoarece alături cu dumnealor, începând cu 2020, de când a fost anunțată pandemia, în Republica Moldova au putut fi salva vieți. Prin acele echipamente donate, prin ventilatoare, prin medicamentele care au ajuns în spitalele noastre, iar ulterior, numărul impresionat de vaccin donat. Astăzi trebuie să luăm lecția primită, trebuie să acoperim toate lacunele. Una dintre ele a fost lipsa de date și aceste echipamente ne vor ajuta să monitorizăm incidența, morbiditatea. Totodată, în contextul infecțiilor respiratorii și a morbidității, a cifrelor, vreau să atenționez încă o dată populația că trebuie să portăm măști atunci când suntem în diferite evenimente sau în locuri aglomerate. În special se recomandă purtarea măștii în transportul public, să ne spălăm mâinile, să menținem distanța, să izolăm bolnavii atunci când ei sunt acasă într-o cameră separată ca să protejăm întreaga familie de contagiere și neapărat să ne adresăm la primele simptome medicilor și să nu începem tratament de sine stătător. Totodată mulțumesc cetățenilor. Eu vreau să înțeleg că am învățat lecțiile, deoarece pe parcursul a două săptămâni noi totuși înregistrăm o descreștere a incidenței la toate infecțiile respiratorii, inclusiv virale, inclusiv
gripa și o micșorare în numărul spitalizărilor. Sper să fie așa și în continuare, deși copiii se întorc la școală și ar putea să avem o mică creștere în următoarele săptămâni. Mulțumim tuturora și vă dorim multă sănătate!